se recalculează toate pensiile. Se întâmplă la toate casele de pensii din țară. Se recalculează toate pensiile. Executivul a adoptat o ordonanță de urgență care prevede o serie măsuri, care vizează, printre altele, dosarele de recalculare a pensiilor. Ministerul Muncii a propus acest proiect de OUG adoptat de guvern. Ocuparea posturilor la casele de pensii, prelungită. Guvernul a adoptat joi o ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri din domeniul pensiilor publice. OUC prevede, printre altele, prelungirea termenului de valabilitate al avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, al căror termen de valabilitate este 1 septembrie 2023. Este vorba despre cele 1000 de posturi suplimentare de la casele de pensii necesare pentru îndeplinirea jalonului din PNRR privind recalcularea tuturor dosarelor de pensii. Având în vedere că un angajat al Casei Teritoriale de Pensii deservește aproximativ 1800 de pensionari, ceea ce în condițiile actuale este peste limita de lucru și generează întârzieri în soluționarea dosarelor de pensii și nemulțumiri în rândul beneficiarilor. Ținând cont și de angajamentele asumate în Planul Național de Redresare și Reziliență, a fost prelungit termenul de încadrare în categoria funcțiilor contractuale până la data de 31 august 2024, pentru cele 1000 de posturi prin care. S-a asigurat evaluarea dosarelor de pensii în vederea recalculării, se menționează în document. Amintim că, Ministerul Muncii a propus proiectul de OUG adoptat azi de executiv. Acesta se referă la activitatea de recalculare a pensiilor și prevede prelungirea termenului de încadrare în categoria funcțiilor contractuale până la data de 31 august 2024. Activitățile menționate în proiect. Determinarea stagiilor de cotizare și a numărului de puncte pentru perioadele de vechime în muncă realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, în baza informațiilor existente în arhiva electronică, în temeiul hotărârii Guvernului NR1, 768-2005. Emiterea deciziilor de pensii în sistem centralizat și transmiterea acestora către casele teritoriale de pensii în vederea verificării, în dosarierii împlicuirii și transmiterii către pensionari. Recalcularea dosarelor de pensii provenite din vechiul sistem al agricultorilor, prin determinarea numărului de puncte conform noii formule de calcul a pensiilor, emiterea și transmiterea deciziilor de pensii către pensionari. Ocuparea posturilor se va face exact ca până acum, conform prevederilor din OUG 90-2021 prin concurs, organizat în trei etape, respectiv selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă, care constă în rezolvarea unui test grilă și un interviu. De menționat că, ordonanța de urgență adoptată de guvern prevede și prelungirea perioadei în care se acordă posibilitatea cumpărării vechimii în muncă necesare pensionării pentru limite de vârstă, până la data de 31 decembrie 2024.